Acceptă că realitatea este doar o proiecție a gândurilor tale dominante. În acest videoclip vom vorbi despre un principiu extrem de important care ne poate ajuta să obținem mai ușor tot ceea ce ne dorim și să facem din schimbare un proces mai facil. Aș spune că e una dintre cele mai importante lecții care mi-au schimbat viața. Așa că dacă vrei ca relația noastră să continue și să-ți ajuți semenii, aruncă un like peste videoclip și un subscribe peste canalul ăsta frumos. Am o întrebare pentru tine. Dacă te concentrezi pe ceea ce merge prost, pe ceea ce nu ai, pe pesimism, poți obține lucruri bune? Cel mai probabil nu. De fapt, desigur că nu. Poate pare o întrebare destul de logică, însă ai văzut și tu că majoritatea oamenilor se vaită de ceea ce nu au, își găsesc cu ușurință toate minusurile și spun că ei nu ar putea face X și Y. Cu alte cuvinte, se concentrează pe lipsuri, deși își doresc lucruri bune. Și ce se întâmplă? Acțiunile lor urmează gândurilor pe care le au, cuvintelor pe care le spun și direcția în care își concentrează atenția. Sau, mai simplu spus, gândurile negative știm cu toții spre ce se duc, spre cuvinte și acțiuni negative. Atât de simplu, dar atât de profund. Asta e una dintre cele mai mari lecții pe care le-am învățat din dezvoltarea personală. Gândurile devin realitate. Unde te concentrezi, acolo te îndrepți. Acela a fost momentul în care viața mea a început să se schimbe. George Clason spunea: acțiunile noastre nu pot fi mai înțelepte decât gândurile pe care le avem. Niciodată nu se va întâmpla să ai o viață fericită într-o minte măcinată de negativism. E imposibil să atingi un ideal atâta timp cât atenția și energia ta sunt concentrate pe ce îți lipsește, pe ce nu te face fericit și nu găsești nicio ancoră de care să te agăți pentru a nu te scufunda în amar și anxietate. E ca și cum ai planta buruieni și te aștepți să iasă fructe. Din nou, uneori mi se pare că analogiile pe care le fac sunt evidente, adică e logică dacă plantezi un măr, nu poate crește un prun. Însă mă tot leg de aceste analogii pentru că la fel se întâmplă și cu gândurile noastre. Gândurile sunt ceea ce plantezi, acțiunile sunt fructele pe care le culegi. Tu alegi dacă sunt gustoase sau amare. Dacă te concentrezi pe faptul că ești sărac, vei atrage sărăcia. Dacă te concentrezi pe faptul că ești urât, nu vei avea parte de fete frumoase. Dacă te concentrezi pe pesimism, vei atrage altele asemenea care să-ți întărească această convingere. Dacă te concentrezi pe faptul că ești gras, nu vei slăbi prea curând. Dacă te concentrezi pe faptul că nu poți avea încredere în oameni, vei atrage persoane care să-ți dovedească acest lucru și lista continuă. E ca atunci când copilul ia nota 9 la test, vine bucuros acasă pentru a le spune părinților, la care ei îl întreabă, dar ce n-ai știut? Sau 10 nu se putea? Adică, stai să înțeleg, eu fac un lucru aproape perfect, 9 din 10 puncte, și părinții mei se concentrează pe acel singur lucru pe care nu l-am făcut? Cât de idiot sună asta? Fix la fel se întâmplă și în cazul subiectului nostru. Sau îți dorești lucruri bune, dar tu nu-ți concentrezi atenția pe cum să atragi lucruri și persoane pozitive în viața ta. De fapt, te concentrezi pe evitarea celor negative, deci ai o șansă mai mare să nu scapi de ceea ce fugi, decât să ai parte de ceea ce-ți dorești. Știu că e ceva mai ezoteric și spiritual, însă așa funcționează legile universului. Nu pot spune că dacă te gândești la lipsuri, vei atrage abundența. Nu pot spune că dacă te gândești la sărăcie, vei atrage bogăția. Nu, dacă te gândești la lipsuri, vei atrage și mai multe asemenea. Nu atragi ceea ce vrei, reține, atragi ceea ce ești. Universul îți dă mai mult din ceea ce ești tu cu adevărat în interiorul tău. Asta nu o poți păcăli. Și asta nu depinde de nimic din exterior, așa că nu-ți mai căuta scuze. Din păcate, nu mai mi-aduc aminte numele persoanei care a spus următorul citat. Cei mai mulți oameni se gândesc și acționează în termeni de a nu pierde. Însă oamenii de succes se gândesc în termeni de a câștiga. Fii sigur că asta e o schimbare de mentalitate. Și acum vei spune că, păi, a te concentra pe a nu pierde înseamnă că te concentrezi pe a câștiga. Logic. Dacă nu e albă, e neagră. Nu. Fals. Când acționezi pentru a câștiga, dorința în interiorul tău, vrei mai mult și ești dispus să muncești pentru a atinge un anumit ideal. Ești recunoscător pentru ceea ce ai, ăsta e un lucru extrem de important, însă știi că poți mai mult, îți cunoști potențialul. Dorința de a câștiga este mai mare decât frica de a pierde. Oamenii care își concentrează energia și atenția pe ceea ce e în controlul lor și ceea ce pot schimba, fac lucrurile să se întâmple. Oamenii care apreciază ceea ce au în acest moment, pe viitor vor avea parte de lucruri și mai bune pe care să le aprecieze.
Din nou, asta e o lege a universului. Probabil cei mai pragmatici nu vor crede, însă asta este, nu poți convinge pe toată lumea. Acum, când ai gândirea de tipul acționez să nu pierd, tu nu vrei de fapt nimic mai mult decât ceea ce ai acum. Ceea ce faci e de fapt să conservi ceea ce ai, să nu pierzi mai mult. Nici de cum nu te gândești la cum să câștigi ceva în plus. Frica de a pierde este mult mai mare decât dorința de a câștiga. Acum vezi diferența? Și totuși, ce să pierzi? Sărăcia sau pesimismul în care trăiești? Fii serios, viața este mult mai mult decât despre supraviețuire. E ca și cum ai intra pe terenul de fotbal, însă scopul tău ca și echipă nu este nici pe departe să dai gol, ci să nu primești. Așa că tot meciul te aperi, sperând că scoți măcar un egal. Nu pare a fi cea mai bună strategie. Fix la fel este și cu concentrarea energiei, pentru că acolo unde îți concentrezi energia și atenția, acolo îți direcționezi acțiunile. E atât de logic și totuși atât de mulți oameni ignoră aceste lucruri. Dacă îți concentrezi energia pe lucrurile de care ți-e teamă, pe ceea ce îți lipsește, pe ceea ce nu vrei, e clar că așa vei și acționa. Și drept urmare, universul îți întoarce rezultatul acțiunilor tale. E un cerc vicios. Pe de altă parte, cu cât ești mai recunoscător pentru ceea ce ai, cu atât vei avea din ce în ce mai multe lucruri pentru care să fii recunoscător. Concluzie. Concentrează-te pe ceea ce ai, fă o listă cu toate lucrurile pozitive din viața ta și vei fi surprins de câte lucruri mărunte te poți bucura în fiecare zi, fără să-ți dai seama. Începând cu faptul că ești sănătos, că trăiești într-o țară care îți oferă foarte multă libertate, nu cred că ai vrea să trăiești în Ucraina acum, de exemplu, că îți poți satisface nevoile de bază, că ai bani să-ți mai faci câte o plăcere și așa mai departe. Am denumit videoclipul metoda prin care mi-am schimbat realitatea pentru că, așa cum am afirmat și la început, realitatea este o proiecție a gândurilor tale dominante. Când gândurile mele dominante erau negative, realitatea mea era gri. Când gândurile mele dominante au început să devină pozitive, realitatea mea s-a colorat. Mi-am schimbat atenția și totul a căpătat o altă nuanță. Sper să se întâmple la fel și pentru tine. Sper că te-am ajutat cu acest videoclip și dacă ți-a plăcut, lasă un like, un comentariu și dă-l mai departe ca să-l vadă și prieteni. Mulțumesc!